Carmen de la Sălcioa este o patriotă în adevăratul sens al cuvântului. Își iubește atât de mult țara încât nici atunci când merge în vacanțe nu are liniște și mai mult de 5 zile nu rezistă departe de România. Cu ocazia Zilei Naționale a României, artista a dorit să le transmită un mesaj celor din diaspora. Cu toate că înțelege motivele pentru care românii aleg să plece din țară, vedeta îi sfătuiește să facă tot posibilul să se întoarcă în locurile natale. Anul acesta sunt în străinătate de 1 decembrie, când pentru românii de acolo. Oamenii din diaspora abia așteaptă să ajungă în țară. Poate uneori pare că eu nu înțeleg motivele pentru care ei stau acolo. Dar eu înțeleg perfect. Dar mă gândesc că și în România sunt foarte multe locuri de muncă. E adevărat, poate nu sunt atât de bine plătite, dar măcar ai liniștea asta sufletească, că ești în țara ta. Să fiu departe de țară, pentru mine, este ceva foarte apăsător. Foarte mulți români din străinătate cu care vorbesc spun că mai stau puțin și vor veni acasă. Nimeni nu cred că se poate regăsi pe alte meleaguri, odată ce ne-am născut aici. Pe mine poți să mă duci în cele mai mari frumuseți ale lumii, pot să stau în Dubai oricât, să trăiesc numai în huzur, tot acasă vreau să vin. Până și pământul românesc, pe care te afli, îți transmite o bucurie. O emoție și o energie de nedescris. Cred că oamenii ar trebui să fie patrioți în fiecare zi, nu doar de Ziua Națională a României. Noi avem o țară foarte frumoasă, deși multă lume încearcă să o denigreze și se spun foarte multe lucruri și se schimbă foarte multe chestii. Dar în esență, ea rămâne o țară credincioasă și cu frică de Dumnezeu, chiar dacă unele lucruri nu sunt așa cum ar trebui să fie. Nici în alte țări nu sunt câinii cu colaci în coadă. În alte țări oamenii sunt mai reci, pe când în România, noi suntem mai calzi și mai săritori. Cel puțin așa e în zona mea, de unde sunt eu. Iubesc zona Ardealului, pentru că eu de aici mă trag, dar îmi place și Maramureșul. Eu chiar dacă mă duc la munte, la o cabană, tot aici trag, tot aici aș vrea să merg, nu prea aleg alte zone. Atunci când eram mai mică nu conștientizam anumite lucruri, dar pe măsură ce a trecut timpul, am realizat cât de important e neamul din care vii, credințele și principiile tale în viață. Oricum, eu și atunci când mă duc în concedii, mai mult de 5 zile nu pot sta, nu rezist. Atunci când mă întorc în România și văd pământ românesc, mă încarc de fiecare dată. Știu că mulți români abia așteaptă să consume diverse preparate tradiționale de 1 decembrie. Eu doar de sărbători mănânc astfel de preparate, pentru că din data de 15 noiembrie până în 24 decembrie este post. Reușesc să mă abțin fără probleme de la clasicele preparate care se mănâncă în perioada aceasta. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.